E o aplicație care te ajută dacă știi cum să o folosești. Depinde de ce te interesează. Dar în majoritatea cazurilor, oamenii își pierd timp acolo, în loc să facă ceva important. Dar tu ai un cont de TikTok? Am. Și postezi acolo videouri? Nu. Про TikTok? Ну, в принципе, мнение хорошее, если нужный контент появляется определенный, да, люди, ну, допустим, мне интересно смотреть TikTok заграничный, когда видео на английском языке и на определенную тематику. Ну, иногда попадаются, конечно, наши видео, наших молдаван, так сказать, девочек красивых. Вот, интересный контент именно видео, когда с текстом какие-то плавные переходы, то есть это достаточно интересные видео. А в принципе, как платформа TikTok, ну не знаю, она достаточно популярна и в принципе неплохо. Ну, по крайней мере, мне нравится. Е о платформа, которая сейчас и актуальна, да, дика ген, так что компар ку Инстаграм и мы апричат акул. Активитатя мерджи май бене. А ведь он конде TikTok? Да, ну, акум ну алдо дизволт. Dar pe parcurs posibil să fii content. Adevărul este că nu am, chiar dacă știu că este un trend și o metodă foarte bună de promovare pe rețelele de socializare, nu am o părere foarte bună deoarece nu există nicio cenzură pe acea rețea. Deci, de multe ori se întâmplă ca adolescenți sau chiar minori, pentru că sunt atrași de trendurile care apar și nu gândesc încă destul de critic, nu primesc niciun control din partea părinților, aceștia preiau amente deviante și de multe ori, nu știu, aceasta presupun că influențează negativ educația lor și, evident, cultura lor ulterioară. Da, părerea mea despre TikTok este nu prea bună. În primul rând, tineretul, de exemplu, 10-12 ani, poate și mai jos, se fanează de TikTok, orice face acasă, postează pe TikTok, nu am impresii bune deloc. După care TikTok-ul ți ia foarte mult timp. Eu personal nu descarc TikTok în telefon, deoarece dacă îl descarc, am un azart să văd ce este nou, ce este nou, ce este nou. Și nu mi-l descarc și nu văd niciun sens TikTok-ul ăsta, nu știu de ce, dar nu-mi place. Sunt păreri diferite, deci urmărim practic toți, dar pe mine personal mă interesează știrile care apar. Dar ceea ce s-o cut eu că nu este bine de privit, nici nu urmăresc. Ce părere aveți despre aplicația TikTok? Și în general despre TikTok? Părerea mea în general despre TikTok este în mare parte foarte rea. De ce? Pe când sunt și câteva părți bune. În general, ce întâlnesc când intru pe TikTok și mai privesc și ceva, este ceva foarte absurd, lipsit de un sens. Întâlnesc ceva bun pe TikTok, dar în cazurile când cineva a trecut de pe canalul său de YouTube sau de pe Instagram, Facebook, trece pe TikTok și începe acolo să-și expună activitatea care o făcea. Despre TikTok. Pentru mine e foarte interesant. Eu nu sunt TikTok deja. Nu aveți cont. Nu am. Da. Poțând să văd video, să titească, să văd ce e scris, ce... Mai mult video pe despre medic. Da, acolo am văzut mai mult video despre medic, despre chirurgie, nu știu, vă chirurgie? Știi. Da. Și am fost interesat și mai mult video despre biserica, adică religie. Asta da. Pentru mine am văzut că e foarte interesant.